Sincer, n-am crezut că după ce îmi termin mandatul de președinte al României, mă voi mai înscrie în vreun partid. Viața însă mă obligă să o fac și am câteva motive pentru acest lucru. Primul și cel mai important motiv al revenirii mele în viața politică este legat de ceea ce se întâmplă începând cu data de 22 decembrie 2014. O campanie furibundă de denigrare a celor două mandate pe care le-am avut la Cotroceni.